este un ținut extraordinar, un ținut frumos, un ținut special al nostru, al românilor. Se simte de la o mare distanță, de când intri în Bucovina, se simte influența fostului Imperiu Austro-Ungar. Oamenii sunt deosebiți, sunt de un respect deosebit, oameni care știu să fie între ei, știu să petreacă. Iar cei mai făloși bucovineni s-au adunat sâmbătă 29 februarie la Bucovina Grand Salon, acolo unde de 5 ani are loc balul Lăsatului de Sec. Mă bucur că vă aflați din nou aici lângă noi la a 5-a ediție a balului Lăsatului de Sec. Mă bucur că de la an la an sunt tot mai mulți doritori să ia parte la evenimentul nostru. De asemenea, ceea ce la început părea foarte greu, acum e deja o obișnuință ca oamenii să vină toți în port popular. Absolut toată lumea în această seară au măcar un element tradițional pe ei. Majoritatea sunt îmbrăcați foarte bine din cap până în picioare, cu un port popular autentic zonei Câmpul Lungului, autentic capul satului. În această seară mă bucură foarte mult, de altfel ca în fiecare an, că avem o sumedenie de oameni din toate zonele țării. Ca și în alți ani avem oameni din Pașcani, Focșani, Botoșani, Bistrița, Suceava și, bineînțeles, foarte, foarte mulți din municipiu și comunele alăturate. Ceea ce la început a fost doar o idee a devenit o tradiție, iar astăzi oamenii spun că acesta este și balul lor. Mai mult decât atât, tinerii preferă să vină aici decât să meargă la discotecă. Venim cam fiecare an, cum e tradiția de când a făcut Cosmin Baloș, ne prezentăm, e ceva ce ne leagă, ce ne leagă pe noi ca oameni ai capul satului, al Câmpul Lungului. Deci de când s-a înființat balul Lăsatului de Sec, de fiecare dată am fost aici cu mare drag și ne-a plăcut atmosfera, oamenii sunt frumoși aici de la Câmpul Lung, fundul Moldovei, Sadova, deci toată lumea se adună aici. Noi așa am crescut, de mici. Petrică Mâțu Stoian, un artist atât de iubit, a reușit să ridice sutele de persoane de la mese. Artistul recunoaște că secretul, după atâția ani de carieră, nu constă în rețelele de socializare, ci în autenticul de la care n-a vrut să facă niciodată rabat. Păi m-au primit exact cum mă primesc oamenii mei din Mehedinți, din satul meu natal, pentru că eu sunt un român al tuturor. Sunt, spunea cineva, un bun național. Și am căutat să fiu un cântăreț care a ieșit din granițele zonei mele, zonei Olteniei, să pot să fac treabă și în alte zone ale țării. Și de nu mai sunt băiat, dar
Participanții de la balul lăsatului de sec au avut parte și de bucate alese marca Bucovina Grand Salon, precum și de muzică de calitate, atmosfera fiind întreținută și de formația General Music.